그대 이름은 괜찮대 그대 이름 기누이대 싸울 런투이 텐데 바카 둘게 나류비라 블다 동놀이 바다스파 춘세 둘네 바카 근포다 마득 근놀이 기불사 Data de 27-28 și 29 martie, în sudul țării, în Oltenia, a avut loc o lucrare de evangelizare susținută de 110 mediciniști, printre care medici, studenți la medicină, farmaciști și asistenți, împreună cu un grup de 60 de cântăreți și evangeliști. A fost o lucrare care a avut un dublu scop. Consultația aceasta prin harul Domnului și mulțumită mișcării dumneavoastră care a făcut-o în zona noastră. Ne-am bucurat pe plan trupesc, ne bucurăm pe plan spiritual, pentru că a fost o lucrare deosebită în zonă. S-au făcut evanghelizări atât în comuna Pistulei, cât și în comuna Chitiș, Pistulez, Moțăței, în toată zona de loc în care noi suntem implicați ca și biserică și nu cred că să putea o binecuvântare mai mare trimisă de Domnul Hristos în zona noastră. Vă mulțumim, vă binecuvântăm și dacă nu sunt prea îndrăzneț, vă ruga ca și altă dată să mai faceți eforturi de genul acesta, pentru că sunt binevenite. Trăim într-o zonă unde nu prea este suficientă implicare, așa cum am dorit noi, oamenii sunt un pic mai impetriți față de restul zonei, de restul României și credem că dacă împreună cu Dumnezeu și împreună cu multe eforturi o să ne focalizăm în Oltenia, Dumnezeu ne va da biruință și oamenii vor fi mântuiți. Experiența în Cârna și aici în Rast nu a fost pentru prima dată pentru mine. M-am bucurat să vin aici și m-am bucurat să văd că tot mai mulți oameni îl caută pe Dumnezeu în situațiile acestea și credem că lucrarea noastră a fost eficientă aici și cred că Dumnezeu ne-a folosit în modul în care nu știu ce mai bine să o facem, să ducem Evanghelia prin cântare. În localitățile Piscu Vechi, Cârna, Rastul Nou, Bistreț, Plosca, Ghidici și Pisculeț au avut loc acțiuni medicale, consultații gratuite. Oamenii au avut posibilitatea să primească un sfat medical, să primească un medicament și cel mai mult au avut ocazia să primească dragostea lui Dumnezeu. Slujba mea pentru această misiune a constat în organizarea echipei medicale. Mulțumim lui Dumnezeu, oamenii au răspuns. Am avut în total 110 studenți și medici creștini. Un lucru extraordinar pentru noi, pentru români, pentru că învățăm în cele din urmă să și oferim, nu doar să primim. Credem că Dumnezeu a lucrat și sperăm ca rodul să fie unul bogat și cei de aici, Împărăția lui Dumnezeu, să fie mai câștigată în urma acțiunii noastre. Sunt oameni bunari, foarte bunari și n-au de resurse financiare sau au de resurse să se trateze. Echipa care a fost aici a fost una competentă și care a făcut treabă bună. Lucrarea care a făcut-o e o lucrare minunată. Cred că reiese și din numărul de pacienți care au fost la Piscu Vechi în prima zi, vineri, a fost 300 și vreo 20 de persoane. La Pisculeț, sâmbătă, a fost în jur la 90-100, iar la Piscu Vechi, din nou, a doua zi, a fost 240 de persoane, la Ghidici, în jur de 100 și astăzi 60-70 de persoane. Deci, din numărul de pacienți, reiese că
necesitatea a fost foarte mare și noi nu ne rămâne decât să vă mulțumim din suflet. Și ce am putea să spunem? Mulțumim tuturor, începând de la organizator și tuturor medicilor, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut și Dumnezeu să vă binecuvinteze. În fiecare zi și în fiecare seară dintre cele trei zile au avut loc servicii de evanghelizare susținute de 5 grupuri muzicale care s-au împărțit, fiecare slujind în câte o localitate aparte. Am avut de asemenea 5 evangheliști care au slujit în fiecare dintre aceste localități. A fost o lucrare în care s-a unit acțiunea medicală cu evanghelizarea. A fost o experiență minunată în care, în primul rând, noi cei care am venit aici am fost transformați și schimbați de ceea ce am văzut aici. Am învățat să apreciem mai mult ceea ce avem și lucrurile pe care Dumnezeu ne-a dat și cu care ne-a binecuvântat în orașele din care provenim. Mă bucur tare mult că am putut să slujesc aici, împreună cu Corul Continental. Cred că am fost o bucurie pentru oamenii de aici, pentru oamenii pe care am întâlnit. Am fost mai multe sate din zona aceasta și cred că am adus pace și am adus liniște și am adus bucurie, am adus încurajare pentru oamenii din zona asta. Au avut nevoie după toate întâmplările pe care s-au întâmplat aici și mă rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvânteze în continuare și să facă mai mare trezire aici. Și Domnul Iisus s-a apropiat la un moment dat de un orb și orbul acesta a strigat și el: vreau să-mi dai vederea, vreau să mă vindeci. Așa cum mulți dintre dumneavoastră ați venit și a spus: dăm ceva să mă fac bine. Așa au fost oamenii de atunci. Dăm ceva, Iisuse, să mă fac bine. Au strigat oamenii. Și a strigat și acest orb și a spus: fă-mă să văd. Și știți, Domnul i-a spus: te voi face să vezi, dar trebuie să crezi asta. Am văzut oamenii aici care cu adevărat îl caută pe Dumnezeu, oamenii care se schimbă. Și împreună cu medicii care au făcut o lucrare extraordinară, am reușit să aducem poate puțin zâmbet pe fața oamenilor. Pentru noi a fost o experiență deosebită. Sperăm că și pentru cei care au auzit cuvântul lui Dumnezeu și mărturiile pe care le-am spus. Și sperăm ca Dumnezeu să lucreze în inimile lor. Am simțit că Dumnezeu ne-a folosit. Onoarea de a sluji nu constă în a face lucruri mărețe, ci în a face lucruri mărunte într-un mod măreț. Și cred că ce s-a întâmplat zilele acestea în Oltenia a fost o dovadă a lucrurilor mărunte făcute într-un mod măreț. Fie medici, fie evangheliști, fiecare în modul în care a ales să se implice și Dumnezeu îi va binecuvânta. Acum e timpul.